Consiliul Local din data de astăzi, prin dispoziția primarului numărul 151 din 10 iulie, sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în funcție. Domnul Catana a anunțat că o să întârzie un pic, am fost reținut la serviciu. Ședința, sunt îndeplinite condițiile pentru a se desfășura în condiții normale. Rog pe domnul președinte să creadă condiții. O să începem cu punctul noului de citire. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean. Respectiv, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni calendaristice. Și al cel de-al doilea, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile, formulată de 10 votări pentru amănuntă de SNL. Împotriva hotărârii Consiliului Local de stabilire a impozitelor și taxelor din anul 2018, articolul 24, care reglementează taxa de promovare turistică. Și o altă modificare se retrage de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate capelă mortuară. Dacă sunteți de acord cu modificările ordinii de zi, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Vedeți și punem la vot întreaga ordine de zi cu modificările intervenite, cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Se trece acum cu numărul ordinii de zi, vă rog, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Stănii Moldova domnului profesor dr. Cotărleț Adrian, inițiator, economist Baci Gheorghe, primarul orașului. Precis. Bună ziua, profesor dr. Universitar. Avem respect pentru acest tip. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna iulie. Am discutat în comisii, dar vreau să fac precizarea și să ne exprim bucuria că la propunerea unui coleg consilier local, respectiv domnul dr. Rache, astăzi avem pe ordinea de zi acest punct. L-am propus la punctul 1 și îmi exprim bucuria și vreau să transmit mulțumirile mele domnului profesor dr. Adrian Cotărleț, managerul Spitalului Moinești, pentru că ajută localitatea noastră, pentru că ne sprijină în proiectele noastre și, așa cum a propus domnul consilier Munteanu, sperăm să fie doar un început de a avea recunoaștere pentru oamenii care ajută localitatea noastră. Pentru că altfel nu vom reuși să atragem experiența necesară, dar și resursele necesare pentru dezvoltarea localității noastre. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Aveți materialele. Da. Dacă mai sunt întrebări, avizul comisiilor. Înainte de anunțare, vreau să fac o laudație doar în 3 expresii care să folosesc în biserică și să spun: vrednic este, axios, dignus est. Astea sunt singuri. Mă bucur, domnul doctor, așteptăm Thank you.
Deja vă considerăm un cetățean de baștină cumva al Stănicului, sunteți de atâția ani alături de localitatea noastră. Eu vă mulțumesc personal și vă doresc sănătate în continuare și sperăm să fie doar un început în colaborarea noastră și ca oameni și ca instituții. Vă mulțumesc tare mult! Și așa cum se obișnuiește și o diplomă. Bună ziua, domnilor consilieri, domnule primar. Le trăiesc cu emoție un moment pe care l-am avut și acum 17 ani, când Consiliul Local al Municipiului Moineș mi-a înmânat o asemenea distincție. Fără discuție, mă simt onorat de hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova și permiteți-mi, folosind acest prilej, să vă spun câteva lucruri. O parte le cunoașteți, o parte sper să fie noutăți plăcute pentru dumneavoastră și pentru cei care îi reprezentați în acest forum. Vreau să vă spun că am încercat în dubla calitate, fiindcă din păcate în dublă calitate mă recunosc, ca și chirurg în primul rând, manager de spital și cadru universitar la Universitatea Vasile Alexandri, să ajut cu ceea ce mă pricep, respectiv în medicină, locuitorii acestui oraș. Fără discuție, în momentul de față, mă gândesc și la alte lucruri pentru această stațiune și permiteți-mi să vă enumăr câteva dintre ele. În primul rând, vreau să vă anunț că începând cu luna august, în stațiunea Slănic Moldova va funcționa un centru de permanență cu asistență medicală la nivel de doctor 24 de ore din 24. Nu știu dacă în istoria stațiunii s-a mai întâmplat acest lucru. Vreau să-i mulțumesc domnului doctor Rape pentru ajutorul pe care mi l-a acordat în înființarea acestui centru, care nu a fost simplu, până a găsi medicii necesari și pentru a obține într-un timp foarte scurt numai înșirui aprobările, inclusiv ale Ministrului Sănătății. 2. În această stațiune va funcționa, începând din luna august, un ambulatoriu de specialitate. M-am gândit pentru început în specialitățile medicină internă, reumatologie, balneofizioterapie și nefrologie. M-am gândit la anumite specialități care sunt și pe profilul
izvoarelor care nu sunt puse în, la adevărata valoare. Vreau să vă mărturisesc că în congresele m-au dus și la Carlo Vivari, și la Vichy, și la Baden-Baden. Nu știu cu ce sunt superioare izvoarele respective, dar știu că cei de acolo știu să le pună în evidență. Și asta sper să vă ajut și prin administrația locală și prin dumneavoastră, domnii consilieri, să găsim pârghiile necesare de a le pune în valoare, fiindcă calitățile lor sunt arhi cunoscute. Și m-am gândit să aduc acești medici și recomandările să se facă medical, nu empiric. Izvorul 12 este bun să iei de două ori pe zi 20 de mililitri de apă. Și ultimul, o să vă surprind, dar cei care mă cunoaște știu că, știți că mă țin de cuvânt. Și o dovadă în acest sens, vreau să vă mărturisesc pentru prima dată, în perspectivă, voi deveni și cetățean al orașului Slănic Moldova. Primul pas l-am făcut achiziționând un imobil și să vă spun ce vreau să fac. Bineînțeles, dacă dumneavoastră sunteți de acord și fără discuție cu sprijinul dumneavoastră, aș vrea să facem un centru de cercetare în balneologie și recuperare medicală. Unul dintre dumneavoastră, cel care s-a îndoit de capacități, de meritul de a avea această distinție, o să spună că prin fluturi. Nu. Deci acest centru de cercetare în balneologie și recuperare medicală, am avut o primă discuție cu domnul primar în această direcție, îl gândesc într-o colaborare cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești, care are departament de cercetare acreditat de Academia de Științe Medicale a României, cu Spitalul Clinic de Recuperare din Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași, cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și sub patronajul Academiei de Științe Medicale a României. Mâine, la Moinești, este un eveniment de suflet pentru mine, în special. Se împlinesc 25 de ani de chirurgie laparoscopică în Moinești. Moineștiul, fiind înaintea unor centre universitare din România, unde s-a început această metodă, avem peste 13.000 de cazuri operate și avem comunicări în Statele Unite ale Americii, în Japonia, în Europa și peste tot. Deci, mâine, la Moinești, avem confirmarea prezenței Ministrului Sănătății, a doamnei profesor dr. Diana Păun, consilier al președintelui României, și al vicepreședintelui Academiei de Științe Medicale din România. Dânsii, vineri seara și sâmbătă de dimineață, vor fi în acest oraș și pentru a vedea sau revedea stațiunea și pentru a avea o discuție cu domnul primar vis-a-vis de acest al treilea proiect pe care mi-l propun a realiza în orașul Slănic Moldova. Am vorbit cam mult, comunicarea nu e un punct foarte pentru mine, sunt chirurg totuși, așa. Vă stau la dispoziție și acum și oricând cu întrebări, cu sugestii, fiindcă toate lucrurile pot fi îmbunătățite. Și vă asigur, și mi-am luat în acest scop și un reprezentant, că acest proiect, reprezentantul fiind băiatul meu, lector universitar, Paul Cotărleț, va fi dus mai departe în timp și să sperăm că tot în timp Slănic Moldova va fi cea mai frumoasă stațiune a din România. Vă mulțumesc încă o dată, domnule consilier. Mulțumesc tare mult, ați devoalat din programul nostru de mâine și de poimâine, mă bucur și vreau să vă mai anunț și eu ceva, tot discutat cu domnul doctor, este vorba de Institutul Balneoclimatic Slănic Moldova, instituție care a funcționat în Slănic Moldova, avem documente în 1940
și deja am făcut rezervarea de denumire și sperăm să facem o fundație. Nu ne propunem să facem un institut în adevăratul sens al cuvântului, ci să facem o fundație care poartă acest nume, la care Consiliul Local să fie unii membru și care, în parteneriat cu universități, în parteneriat cu spitale, în parteneriat cu anumite forme de cercetare, de educație din țară și din străinătate, să facem acest lucru, aceste proiecte posibile, pentru că deja noi avem indicațiile terapeutice pentru 6 izvoare, deja cu Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, în septembrie încheiem, cu doctoranda Lavinia Misail, încheiem 6 luni de cercetare pe partea îmbutelierii, păstrării calităților apelor minerale după 6 luni de îmbuteliere. Sunt pași necesari de făcut și eu sper că în foarte scurt timp aceste lucruri să se întâmple. În orice caz, domnul doctor ne va invita la inaugurarea centrului de permanență și acolo vom discuta mai multe aspecte despre acest lucru. Eu vă mulțumesc încă o dată, domnilor consilieri, vă mulțumesc mult, domnul doctor, vă mulțumesc prezenței domnului Paul Cotăleț și sper că împreună să facem, sigur împreună vom face mai mult decât separați. Domnul doctor, vă rog. Pentru cele ce ați făcut la Măirești, nimeni nu poate să mai aibă vreun cuvânt de spus în jos decât doar în sus. Dacă avem asemenea somități la Slăric, mâine și poimine, cum ați precizat, aș vrea și cred că aveți în vedere de a realiza niște îmbunătățiri la izvoarele care sunt și, în primul rând, la 300 de scări. Și poate putem obține, să găsim o soluție să mai facem niște forări. Că mai sunt izvoare, dacă vă uitați în cartea doctorului Buznea, sunt precizate încă studii vechi. Și zic eu, poate reușim să mai atragem ceva bani și să facem izvoarele astea viabile. Tocmai de aceea am gândit înființarea acestui centru, fiindcă prin el, ca și entitate, se pot absorbi fonduri europene. Pe medicină 2021-2027 este un buget destul de bun și în colaborare și în cooperare cu fondurile de care v-am amintit și care și-au dat acordul de principiu vis-a-vis de acest proiect, vom putea să facem lucrurile pe care le spuneți dumneavoastră. E folosul? Fără discuție. Da. Vă mulțumim mult. Mai am domnule, salvați mofeta din Slen. Domnul primar, vă spune contextul în care este. Deci eu, salvați mofeta, e cea mai mare mofetă din țară. Îmi permiteți doar 2 minute să-l conduc pe domnul doctor și... Vă mulțumesc încă o dată! Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele de tineri destinate închirierii în ordinea de prioritate, în soluționarea cererilor de locuință pentru locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programul ANL. Inițiator economic Bașul Gheorghe, primarul orașului. Da, nu sunt discuții. Avizul comisiilor. Favorabil. Disfavorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Pe mine mă caut. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului investițional de renovare imobil și amenajare muzeu, centru de informare turistică și centru de voluntariat Slănic Moldova. La unde? În Slănic Moldova. La Dumnezeu. Unică. Doamna secretară, eu... Pentru că sunt cel mai uzat din toți de aici, în turism, că am 38 de ani, da? Aș vrea să vă spun că acel centru nu poate fi decât, știu, cum am zis primarul prima dată, să avem un muzeu, să avem ceva. Centru de informare trebuie să fie acolo, lângă primăria vechi sau
unde sunt steagurile, că acolo vine omul și prima dată acolo se oprește, se întrebe unde e Vila Rândunica, unde e, știu, Dobro, unde e Venus, unde e Cutare, unde e Cutare. Deci ăsta trebuie să fie în față, în toate localitățile, așa este. Ori noi îl ducem în dosul unui obiectiv care nu se vede. Poate fi dus în dosul ăla, dar facă. Toate mașinile care vin în Slănic, turismele, sunt ghidate de GPS. Și toate duc mașina în fața băncii BRD. Inițiativa este domnul primar. Da, și în fața băncii BRD ar trebui pusă o indicație centrul de informare. Unde a fost BRD-ul jos? Unde a fost BRD-ul? GPS-urile duc mașinile acolo. Și acolo să punem o pancartă, să arate muzeul. Deci, domnul doctor, toată lumea care vine cu GPS, cu ce vrei dumneata, se oprește acolo în fața fostei primării vechi sau vine până la Eurovacanța și întreabă unde e Dobro, unde e Venus, unde e Perla. Și acolo trebuie pus centru de informare. Nu punem o placardă, suntem în epoca primitivă. La ce? Placarda să arate centru de informare la 500 de metri. Domnilor, noi am mai discutat acest aspect. Puncte de informare vor fi mai multe în localitatea noastră, în sensul în care deja unul funcționează chiar la intrare în localitate. Vedeți, este cu harta Slănicului, da? Al doilea va funcționa la școală, lângă școală, acolo unde scrie bine ați venit. Dar centrul de informare turistică, deja turistul este cazat, deja turistul vine să se documenteze. Și la centrul de informare turistică va primi toate facilitățile necesare pentru a petrece sejurul, toate traseele turistice, toate excursiile, va primi toate datele despre localitatea noastră. Și dacă aici sunt 480 de paturi, dacă Perla mai are 200, dacă drumul spre Izvoare este prin punctul acela la 30 de metri de la 50 de metri de Sfântul Spiridon, este centru de informare turistică. Eu cred că, bine, nu prea avem alternative acum, alte variante, dar eu cred că la momentul acesta este potrivit să continuăm proiectul pe care de altfel am pornit cu acordul dumneavoastră. Nu e o noutate. Și dacă va trebui să mai facem unul și jos la unde s-a propus un punct de informare la podul 2 sau un punct de informare la intersecție la autogară sau un punct de informare altele, atunci le vom face. Dar centrul de informare turistică este jenant. Încă o dată vă spun că are Dărmoneștiu, au comune centre de informare turistică făcute pe proiecte în vremea când eram eligibil și Slănic Moldova nu a avut, nu are nici la momentul acesta un centru de informare. Eu cred că va avea foarte curând și acea hartă care va fi distribuită la fiecare recepție, domnul Munteanu, vom avea hărți pliante, este iar o parte din taxa de stațiune. Deja suntem într-o fază avansată cu acest proiect, să ajungem și noi în rândul turismului european, în care ai ajuns la recepție, primești o hartă și pe spatele ei găsești, citești harta și pe spate găsești informare despre toți agenții economici, restaurante, hoteluri și așa mai departe. Adică suntem pe un drum bun din punctul meu de vedere în acest sens. Aici este doar studiul de fezabilitate. Când vom avea proiectul tehnic al acestui obiectiv, el va depinde foarte mult de ghidul de finanțare. Spre exemplu, dacă ghidul de finanțare impune niște obiective obligatorii de eligibilitate, atunci noi în proiectul tehnic le vom introduce. Astăzi vă cer acordul doar pentru indicatorii tehnico-economici, sub rezerva că încheiem practic etapa de studiu de fezabilitate și până vom găsi culoarul de finanțare,
Poate Ministerul Turismului, dar acum cofinanțarea este 15%, dar cel mai sigur fonduri europene vom adăuga la acest obiectiv dotări necesare sau alte funcțiuni pe care ghidul respectiv le va impune ca obligatorii. Dacă nu, atunci vom analiza la momentul respectiv toate celelalte detalii. Da? Vă rog. Eu am spus dintotdeauna și rămân la această părere, pentru că dacă începând la comuna de la orașul Vlăhița, care are acolo un câmp la intrare, centru de informare, dacă vorbim despre Sovata, dacă vorbim despre Covasna, deci toți au la intrare, adică cel mai bun punct de informare turistică este acolo lângă primărie. Punct de informare, foarte bine a spus. Și tocmai a spus că punctul de informare sau, va funcționa. Sau unde sunt steagurile alea. Pentru că lumea acolo se oprește că nu știe în ce parte să e. Pe aia, pe stradă, pe aia, pe aia, pe aia. Aici, dumneavoastră, când ați zis că preluăm, ați zis că preluăm pentru a face muzeu, pentru a face bibliotecă, pentru a face, pentru a face. Este foarte bine. Acolo punctul de informare, de ce spun că e foarte benefic? Este partea aproape, să trageți lumină de la primărie, să trageți utilitățile acolo și este cel mai bine, are sens. Vedeți, și Șerban, ne-a impus celor de la PSD, punem baraca asta în mijlocul grău pe aici. Și este ca un... Scuzați, ca un... Eu v-am înțeles și tocmai v-am argumentat. Ceva gospodărește. Aici unde am pus la preluat, se pot face multe chestii frumoase. Acolo este... Eu am fost... Mutam, dar poate nu o să fim eligibili cu centru de informare. Noi am venit, am pornit acum jumătate de an pe drumul ăsta. Există, suntem există. Acum cu această clădire, cu proiect, dar după ca să o punem în... Bun, încă o dată. Dacă fondurile nu vor fi eligibile pentru centru de informare și o să fie doar muzeu și centru de voluntariat, o să vin, îi schimbăm denumirea obiectivului și vă cer acordul dumneavoastră și o să cerem. Noi în 7 ani de zile am primit această clădire cadou. În 7 ani trebuie să facem un activități sociale. Social este și muzeu, social este și voluntariat, social este și promovare și informare și așa mai departe. În sensul acesta v-aș ruga astăzi să fiți de acord cu etapa aceasta și eu vă asigur, domnul Munteanu, că ce a spus dumneavoastră, cred și eu în asta, că puncte de informare turistică trebuie să fie multe, omul să se oprească, să vadă și număr de telefon și adresă, dar centrul de informare este pentru turistul deja cazat. El s-a cazat, se duce la centrul de informare. Centrul de documentare. Păi, nu, dar așa se cheamă centrul de informare. Bun. Când s-a dus la centrul de informare, îi spunem de documentare, nu are importanță. Informare și documentare. Eu nu consider. Să mai are. Astăzi nu are importanță acest document. Dar logica este că el se duce într-o clădire, găsește calculatoare, tablet, tot ce trebuie. Centrul ăsta de informare nu este un punct de informare să vadă unde se cazează. Este un punct de documentare despre ce poate el să facă în 7 zile, în 14 zile la Sănimonor. Și acolo îți trebuie un spațiu mare, îți trebuie o logistică, el stă, studiază, îți trebuie... Cam așa a fost gândit acest proiect. Da? Dumneavoastră aveți dreptate vis-a-vis de punctul de informare pentru cazare, pentru direcționarea turistică. Și la Carlo Vivare, din cazul domnului, am fost acolo. Și aia cu un singur gheze și-au făcut o industrie întreagă. Domnul Muntea, o să facem și noi. Cu înțelegere și cu puțină solidaritate o să facem și noi. Dacă mai sunt ceva întrebări despre punctul 3? Avizul comisiilor? Favorabil. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Da. Trecem la numărul 5. Numărul 4 se retrage, deci de pe da. Numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea termenului de aplicare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului investițional amplasare căsuțe comerciale în orașul Sfânii Moldova, Parc Stațiune. Inițiator Economist Baciului. Domnilor consilieri, după cum știți, în parcul din stațiune sunt necesare niște puncte pentru anumite
facilități de suc, de înghețată și alte nevoi ale celor care ne vizitează parcul. Deja funcționează acolo câteva puncte. Noi am propus mai demult, dumneavoastră ați fost de acord cu nota conceptuală, acum am venit cu indicatori tehnico-economici pentru amplasarea acestor căsuțe comerciale în partea extremă a parcului, nu în interiorul parcului. Este vorba de prelungirea terenurilor de sport și partea cealaltă lângă locul de joacă pentru copii. Noi considerăm că aceste căsuțe comerciale ar da un aspect arhitectural frumos. Urmează, după ce le amplasăm, lucru care nu se va întâmpla în sezon, adică terminăm sezonul septembrie-octombrie, probabil noiembrie le vom amplasa. Avem bugetul și pentru căsuțe și avem și proiectul pentru racord electric. Vom face niște lucruri așa cum trebuie, de durată, le vom scoate la licitație, în așa fel încât, într-o perspectivă de martie 2021, deja să se știe cine este concesionarul acestei căsuțe și pe modelul celorlalte căsuțe pe care le avem închiriate mai frumoasă, pe un an. Da, am văzut că ați avut o discuție cu Merușcă. Bun, am avut discuții cu mai mulți producători. Eu am văzut pe ele foarte frumoase de la Petrușcă. Domnul Munteanu, haideți să facem o temă de analiză, pentru că ele trebuie să fie și funcționale. Exact. Aspectul estetic este unul și funcționalitatea lui este la fel de importantă. În sensul în care ușa să fie, adică fiecare căsuță va avea un metru distanță față de cealaltă și fiecare concesionar de căsuță va avea intrarea lui separată, nu se întâlnesc, nu se ceartă. În al doilea aspect, lărgimea de 4 metri la față este suficientă pentru a face un comerț civilizat. Le ducem mai în spate un metru și vom face un acces ca să nu perturbăm fluxul de pieton, de turiști, de pe alea principală. Avem în vedere să fie sub aspectul panotării și sub aspectul estetic când sunt închise să fie frumoase. Că ele vor sta și vor fi perioade când sunt închise. Vedeți acum când se închide, ăla are așa, ăla are așa, ele vor avea... noi le căutăm și vă asigur că vom lua cea mai bună decizie sub aspectul, și sub aspectul estetic și funcțional. Se cadrează în zonă, da, cum spuneam eu, Roșcă. Bun, bun. Eu cred că faptul că vor fi ale noastre și nu le vom da voie să facă modificări, va fi un aspect, dacă așa îi spuneai, vină cu căsuța ta, l-o făcea cu un metru mai mare, mai înaltă, mai nu știu ce, și păreau din nou, le vom alinia, le vom pune foarte bine și eu vă asigur că vor avea toate funcțiunile necesare ca să poată să facă un comerț civilizat. Nu este vorba de, la momentul acesta, ce se va face în căsuțe. Dar vă spun anticipat că nu o să permitem nici tot felul de cârnați, de chestii din astea, de, adică nu vrem să transformăm parcul din stațiune în picnic, da? Vrem să asigurăm terase deschise, să părinților și părinților și copiilor care vin acolo, să asigurăm un minim necesar de cu civilizat pentru deșeuri și toate celelalte le vom lua în calcul. Avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Trecem la punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului teren și clădire aferent numărului cadastral 62.590, grup sanitar public, în vederea punerii în funcțiune. Inițiator economist Baciu Gheorghe. Deci, domnilor consilieri, noi am avut o solicitare în sensul ca grupul sanitar, WC-ul nostru public din localitate, să fie administrat privat. La momentul acesta,
E adevărat că noi ne-am propus să-l facem și noi, să-l amenajăm și să-l punem în funcție, pentru că este o necesitate stringentă a zonei. Și vă spun doar ce presiune avem de la agenții economici de acolo, pentru că acolo e un vârf de trafic de turiști care nu este asigurat cu un grup sanitar. Avem această solicitare ca să concesionăm acest grup sanitar să fie administrat privat, amenajat și administrat privat. La momentul acesta vom porni pe drumul să îl concesionăm și da, nu o să vă placă dumneavoastră când, nu știu, cum o să figureze contractul, adică o figureze, cum o să propună amenajarea sau concesionarea sau celălalt, atunci, abia atunci, îl vom prelua la primărie. Pentru că primăria ar însemna să aibă costuri cu întreținerea acestui grup sanitar, ar însemna să aibă și costuri cu amenajarea lui. Eu cred că la momentul acesta faptul că vine cineva și ar prelua această sarcină, noi trebuie să fim atenți doar la contractul de concesiune. Să impunem să aibă program cât mai mult pe parcursul zilei, să impunem că dacă nu respectă obiectul de activitate grup sanitar, atunci pierde concesiunea, să impunem că nu o să-și schimbe domeniul obiectul de activitate, adică nu există riscuri ca din WC-ul public să transforme nu știu ce. Asta cred că este la momentul acesta atenția la care ar trebui să ne concentrăm. Și dacă nu reușim să, nu o să fie de acord sau nu reușim să ne înțelegem, atunci eu vă promit că în perioada de iarnă o să găsim resurse necesare și ce trebuie să-l punem în funcție, dar aș prefera să nu ne mai încărcăm cu încă, imaginați-vă, îți trebuie întreținere, îți trebuie accesul, toate aspectele astea. Un privat poate să ia într-un fel un leu sau ce ia acolo la intrare, primăria altfel trebuie să se organizeze. Da? Vorbim despre ce înseamnă, nu foarte puțin lucru, să faci managementul unui... Deci vreau să vă zic că probabil toți dintre noi au fost pe afară și au văzut. Cum avem noi construcția aceasta, ar trebui îmbrăcată într-un termopan, unde să aibă un trotuar oarecare pe unii circuloane, pentru că în zonă oamenii de acolo, am în vedere, de exemplu, pizzeria, ar fi trebuit să aibă WC-ul ei. Da, să zicem. Da. Și probabil că are, nu știu. Nu are și este clar să aglomerat. Peste câtva timp vor veni reclamații că miroase, că nu știu ce. Și atunci, cel care ia, probabil că ar trebui să îi spuneți să vină cu un proiect. Că asta ar trebui îmbrăcat într-un termopan care să nu dea voie să iasă niciun fel de chestiuni de acolo, mirosul și așa mai departe. Plus, la gurile acum ele sunt niște ferestre, într-o parte și în alta. Trebuie să fie niște aerisiri înalte care să ducă mirosul. Dacă ce privat ar descuraja un client? Adică el o să-și facă eu vă citesc proiectul de hotărâre spune grup sanitar cu suprafață de 44 de metri pătrați în scopul renovării și exploatării conform destinației pentru care a fost construit. Și conform normelor sanitare. Dar fără norme nu va funcționa, că îl închide ăla. Adică noi vom trece în contractul de concesiune că trebuie să respecte toate normele, trebuie să asigure toate funcțiunile și toate consumabile necesare și așa mai departe. Nu cred că aici sunt... Va avea autorizații sanitare de funcționare. Și asta nu se dă dacă nu sunt îndeplinite. Noi îi spunem că dacă nu le are, pierde, nu-i dă autorizație. Vine la noi, revine clădirea înapoi și aspectul vis-a-vis de durată, acolo trebuie o investiție destul de mare. Nu v-am spus, s-a calculat redevența ar fi 135 de lei pe lună. Adică nu este o sumă foarte mare pe care primăria ar primi-o, dar scăpa de toate presiunile legate de asigurarea funcționării și toate celelalte aspecte care, încă o dată, în privat este altfel decât în... nu vă spun ce probleme avem noi cu aceste trei grupuri sanitare provizorii instalate
în stațiune și pe perioada de iarnă și cu curățenia și cu toate celelalte, adică nu este puțin lucru să asiguri funcționarea unui asemenea obiectiv. Da. Avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot și nici în pentru. Se abține cineva? Nu. Acolo și un loc blestemat, s-a spânzurat un om, un veceu. Trecem la punctul următor. Așa că, bine că am scăpat de locul. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Severin Moldova, unor imobile, terenuri, inițiatură economică Baciu-Chiuri. Este vorba, acum am discutat în comisie, despre două terenuri de pe strada Cireșoaia, ocupate de case construite cu autorizație legale de peste 25 de ani și ne trebuie să le atestăm în domeniul privat pentru a putea urma mai departe pașii necesari la solicitarea acestor proprietari. Dacă sunt discuții. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale Oraș Tăinu Moldova. Inițiator economic Baciu-Chiuri. Da. Așa cum am vorbit și în comisie, este vorba de așa pentru cei care ne urmăresc materialul. La partea de venituri crește cu 0,1 lei la nivelul sumei de 9.565, la partea de cheltuieli crește cu 0,1, respectiv bugetul rămâne, este în creștere cu 10.000 de lei, rămâne la nivelul sumei de 10.622.000 la momentul acesta. Respectiv, așa cum a spus și la începutul anului, este cel mai mare buget propus vreodată. Probabil că, având în vedere facilitățile pe care le acordăm agenților economici și alte aspecte, nu o să-l îndeplinim așa cum ne-am propus. Mă gândesc și la faptul că agenții economici suferă foarte mult anul acesta și iau un calcul, inclusiv îți este o hotărâre de guvern prin care a spus că Consiliul Local poate să acorde niște facilități. Ne gândim foarte serios să vedem cât se mai lungește această restricție și cel mai probabil la ședința din luna august o să vin în fața dumneavoastră cu o propunere de susținere a agenților economici cu un impact care să nu afecteze foarte mult bugetul, dezvoltarea localității noastre, proiectele pe care le propunem, dar să continuăm politica de a fi cât de cât în sprijinul agenților economici. Ați observat că am acordat spații pentru terase nu fără plata unor taxe, pentru că el nu are ce să facă. Uitați, domnul Muntea, unde să-l pună pe ăla pe terasă, da? Și poate că este și instructiv, în sensul în care pe viitor să rămână câteva măsuțe acolo, n-ar fi rău pentru orice agent economic. E mai greu să-l administrezi pe terasă. Oameni care, cer scuze de paranteză, conform normelor, noi trebuie să-i servim pe terasă sau în camere. Sunt oameni care zic, nu, dar în camere să faci pe jos în camere. Trebuie să-i dau pe terasă. Dar am posibilitatea să dau pe terasa dintre piscină și sala de sport, dar e așa într-un loc în care nu prea e primitor. Mai e terasa de la etajul 4. E greu pentru noi că nu avem voie să folosim liftul să ducem mâncare. Sunt niște norme să duci mâncare așa. Ei trebuie să direct în restaurant și să servești. De-aia am fost obligat de unde este de unde este să fac ceva. Încoate, considerați că este o susținere. Este pentru că vedeți că în toate stațiunile s-a făcut așa ceva. Dar și noi facem. Vreau să vă zic că cei mai năpăstuiți la faza asta sunt cei de la Căciulata. Au 8.000 de turiști. Vă dați seama ce terasă îi trebuie lor. Am vorbit cu directorul, era nebunit. Da, pe manul oapă, în ultimul. Bun.
Eu cred că sunt clare aspectele, da? Vă rog. Avizul comisiilor. Favorabil. Bună la vot, cine este pentru? Trecem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind organizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2020, Oraș din Moldova, inițiator economic, Baciu Gheorghe. Este vorba de reglări de sume, obiectivele de investiții rămân aceleași, nu se suplimentează, nu se scot. Nu am discutat în comisie, nu cred că sunt probleme nealămurite. Dacă sunt discuții, cerem avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la suplimentări. Proiect de hotărâre numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Sălnic Moldova, pentru o perioadă de cel puțin, cel mult, 3 luni de zile calendaristice, începând cu luna august 2020. Dacă... Era vorba cum e atunci alfabetic. Da, lista, nu e, propun. Da, că vă dați experiență, vă scoate. Da. Următorul după mestier, pe mocam. Nu. Este cineva care nu a fost? Tot a fost. Domnul a început lista, ia. Acum, după mesterca, conform... Nu, mesterca a ajuns... A venit în cel iulie asta. A venit în iulie asta. Trebuie să începem cu A, nu? Că asta e prima. Da. Avem cu A? Nu avem. Cine-i primul? Bertalan. Bertalan de la Bertalan de la Bertalan. Luați-o invers. De la M în jos. Domnul Cotescu. E bun. Domnul. Eu îl propun pe domnul Cotescu. Și eu îl propun domnul. A, domnule, că ești pe acest altul. Filipen. Nu se respectă ordinea, să respectă domnul. Da. Nu știu, ordinea a fost pentru legislatura că a terminat. Domnul Catrin Țasu, așa este ultima sesiune, decanul de vârstă. Nu, rămâne la scoțesc. Asta mi-a plăcut, domnul. Asta e încă un argument. Pentru noi este important să... Să fie un președinte de domnul. Domnul Cotescu, prezida prima ședință și să le prezideze și pe ultimă. Până la vot, cine este de acord cu domnul Cotescu? Domnul Cotescu să fie. Ultima oară. Ultima oară. Numărul 2 la suplimentări, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către 10 hotel pe la Moldovei, SRL, împotriva articolului 27 din hotărârea Consiliului Local al orașului Sălnic Moldova, numărul 182 din 28-12-2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2019. Domnilor consilieri, Hotel Perla Moldova a făcut această sesizare. Eu vă amintesc că această taxă specială exista, a fost instituită din 2013, din câte mi-amintesc eu. Noi am găsit-o 5% din prima noapte de cazare, lucru care era foarte greu, foarte greu de urmărit. Dumneavoastră ați fost de acord și am modificat-o încă din 2016 din decembrie, după aceea în 2017, în 2018. Dumnealor contestă hotărârea din 2018. Nu-mi dau seama care ar fi argumentul. Nu, contestă că s-a făcut, vă dați seama că aici nu este problemă de legalitate. Noi am fost verificați de prefectul, nu spune problema să avem noi ceva probleme și, după cum știm, această taxă este foarte necesară, în primul rând, dar este și se repercutează într-un plus în stațiunea noastră. Vă amintesc că explorarea apelor minerale și amenajările de la izvoare s-au făcut din această taxă. Vă amintesc că
înfrumusețarea și promovarea evenimentelor și celelalte s-au făcut din această tață. Beneficiarii acestor facilități sunt turiștii și pe modelul care se practică unanim în turism, noi am impus taxa pe persoană, pe fiecare zi, ca să fie ușor de monitorizat, de verificat. E adevărat că vom face și niște controle fiscale, în așa fel încât să toată lumea să fie corectă cu hotărârile pe care dumneavoastră le-ați luat. Propunerea mea este să respingem această plângere și după aceea dumneavoastră își analizează pașii pe care vor să-i facă mai departe. La momentul acesta taxa funcționează și sperăm să putem dezvolta și cu această taxă stațiunea noastră și vă amintesc că în 2016 totalul taxei speciale votată înainte să ajungem noi în Consiliul Local și eu primar a fost de 6.700 de lei aproximativ și anul trecut această taxă a depășit suma de 500.000 de lei. În sensul în care banii aceștia sunt necesari și sunt un instrument prin care putem să întoarcem către turiștii noștri niște beneficii. Asta este subiectul. Eu vă rog să fiți de acord cu propunerea pe care am făcut-o eu în proiectul de hotărâre. Avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Spunem la vot cine se abține. Cine se abține? Eu sunt hotelier, pot să fiu de acord. Deci, ai 12 legea. Domnul primar, dacă îmi permiteți. Eu sunt într-un totul, vă dați seama că e foarte mare, știți că am avut discuții, am avut oameni care s-au răzbătit. Însă, vreau să, înainte de a să zicem, vrem să facem cu tare lucru. Haideți să discutăm un pic în Consiliul noi. Vrem să facem un steag de 700 de metri din taxa asta de promovare sau că ea este de promovare și de promovare. Da. Eu rămân pe aceeași chestiune cu cea de la vis-a-vis de doamna Dorușoara nu știu să ne aduc aminte cum o cheamă în șerea, care au primit 200 de milioane. Georgiană. Deci vreau să aducă banii înapoi, altfel eu în nume personal și ca și consilier fac strict la curtea de conturi pentru că nu am făcut nimic. Nu pentru că am nimic pe ea. Când m-au făcut de tot râsul maică, da, poate. Eu am crezut că e profesor, dar nu e la nivelul care trebuie. Și să aducă banii înapoi. Eu zic așa, în momentul când vom discuta despre taxa specială. Să-mi explic în punctul de vedere. Dar nu, eu domnul președinte de ședință conduce, nu eu. Nu, dar ca să nu avem limitări pe lor, peste altul și în moment. Deci, nu făcut nimic. O fost plecată din localitate și banii ăștia totuși noi îi strângem greu de la oameni. Eu vorbesc din punctul de vedere al meu. Că pensionarul vine și are bani puțin. Știți că și problema am avut am trecut cu reclamații și mai departe. Asta, în primul rând, ca știți cum e. Oamenii înțeleg taxă de stațiune, dar noi am cam sărit calul. De exemplu, la Iași eu 50. Nu-i cumpărăm cu Iașiul niciodată. Dar Iașiul are industrie, domnul Munteanu. De unde se susține turismul. Nu, da. A venit tata și a spus să distrugem fabricile și uzinele, să avem industrie în țară, să avem de plătit pensii și salarii. Că am văzut și la televizor formațiunea, ne zice că nu are bani. Eu asta vreau. Femeia să se aducă banii înapoi și așa au mai primit niște bani și de la DDMA și de la Consiliul Județean, să zică mersi, pentru că numai câte ură și bârfă cu la adresa mea, nu mă deranjează, că eu am învățat cu asta. Dar nu a făcut nimic. Dar nu făcea ceva, da. Și dacă are în vedere să facă ceva, să anunțe, să vedem dacă ce vrea să facă este la banii aia. Că 200 de milioane sunt niște bani. Dar noi nu discutăm acum. Păi nu am pus pe ordinea de zi. Am reținut. Când o să abordăm taxa specială pentru anul viitor, atunci
dumneavoastră sau cine o să fie, o să stabilim terminat această discuție în luna decembrie anul trecut, când ați fost de acord cu ea. Eu vă raportez la sfârșitul perioadei ce am făcut cu acești bani. Dacă vreți o informare, vă dau în ședința următoare. Vreau să vă mai spun un lucru. Deja au început să apară pe marginea drumului cazare. Păi ăștia unde plătesc față? Nu plătesc doar multe, suntem pe urmele lor. Sunt pensiuni, așa zice, pensiuni, niște căsuții mai mari sau mai mici, începând de la, să zicem, de la Pârtea de Schi la Vale, care, mă uitam și acum, vine... Dar sunt de la Pârtea de Schi mai la deal. Da. Bun? Sunt de la Pârtea de Schi mai la deal. Care nu au bani, nu mă interesează. Eu sunt cu bani la zi și în ceea ce privește taxa de stațiune, pot oricând să arăt. Atât am avut, atât am avut. Da, nu sunt probleme. Dar să fie așa un pic ca să vedeți, ați văzut pe litoral odată la televizor. Că erau spații improprii, unii cazau, că erau spații care nu le declara la finanțe să dea un impozit, că sunt fraier. Da. Da, eu aș vrea să vă supun atenție la diverse, un punct pe care l-am discutat în comisie și aș vrea un acord al dumneavoastră prin vot. Avem autorizațiile de funcționare care se emit pentru o perioadă de 12 luni. Pentru această autorizație, agentul economic, hotelierul, restaurantul plătește o taxă. Având în vedere că o perioadă de 2 luni de situații de urgență, plus încă, spunea domnul Munteanu, o lună în care a funcționat starea de alertă până s-a pus în funcție, să zicem, cât de cât terasele s-au dat liberi. Eu propun ca autorizațiile de funcționare să-mi dați acordul să le prelungim. Eu am propus 2 luni de zile, domnul Munteanu a propus 3 luni de zile. În sensul în care noi ne vom duce și vom prelungi autorizația. În sensul acesta, taxa aia pe care agentul economic a plătit-o se va repercuta asupra perioadei de funcționare efective respectivului obiectiv, ca să fie treaba clară. Și propunerea mea este cu 3 luni de zile. Vă rog să spuneți dacă sunteți de acord să prelungim autorizațiile, nu facem un proiect de hotărâre din acest lucru. Da? Sunteți de acord? Da. Cine este pentru? Avem abțineri? Nu avem, nu? Nici împotrivă. Bun. Înseamnă că din acest moment se va specifica în proces verbal al ședinței și noi vom avea autoritatea să facem o prelungire a acestei autorizații. Și încă o dată vă spun că intenționez în luna august să vin cu un proiect în care să mai acordăm cât de cât niște sprijin agențelor economice. Aș vrea să vă rețin un minut atenția. Sunt câțiva cetățeni din zona Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, care mi-au pus întrebarea: domnul consilier, spuneți-ne și nouă ce se forează acolo. Domnule, zic sincer să fiu, nu știu. Dar am să pun întrebarea domnului primar și dacă o să-mi dea un răspuns, așa o să vi-l transmit și vouă. Cineva a lansat la un moment dat ideea că se sapă după șisturi, după gaz de șist și că acest gaz, nu știu ce naiba o să facă la apă, la fântâni și așa mai departe. Domnilor consilieri, așteptam întrebarea asta, s-a pus în comisie de către domnul consilier Catrințașu, dar e bine că a spus-o dumneavoastră. Deci, pentru toți cetățenii localității Stălic Moldova, răspunsul este unul clar, corect și vreau să înțelegem că nimeni nu și-ar permite într-o localitate să facă un abuz de genul care se invocă. Dumneavoastră ați votat ca Delgaz Grid să-și facă o protecție catodică. Ea în termeni tehnici este protecție catodică, dar în termenii noștri populari îi spune împământare. O împământare la, nu știu, la un stâlp se face cu un electrod de 1,5 de 3 metri. Această împământare are o tehnologie specială, un foraj la adâncimea de 100 de metri. Și ea trebuie făcută într-un centru de greutate. Această împământare are scopul
ca să evite coroziunea interioară a conductei de metal, cum a fost rețeaua noastră de gaze construită, lungindu-i durata de viață. Respectiv, nu ne va mai deranja iar să sape, să o schimbe, să facă aceste lucrări. Într-un final, acest foraj durează pentru că au găsit niște piatră, au găsit un sol mai dur, greu de forat și o să mai fie puțin deranj. Dar, într-un final, această împământare se va termina cu o cutie la marginea trotuarului de pe Ștefan cel Mare. Va fi o cutie ca o cutie obișnuită, nu? Unde se va instala acest echipament care trimite o frecvență și un curent care elimină ruginirea țevii. Deci e pentru protecția conductelor de gaze. Una se face aici, una se face la Cerdac, pe strada Albuși. Da. Respectiv, nu trebuie să ne speriem. E adevărat că este un disconfort și mie îmi pare rău că facem acest lucru. O să mai fie și un cablu de înaltă tensiune care va pleca de la Pârtiș, va ajunge la hotelul Perla. O să mai fie niște investiții care ne deranjează. Dar dacă niciodată, după ce s-a instalat inițial acest cablu de 20 de kV, n-a fost reparat, și niciodată Sănii Moldova nu a avut o buclă de 20 de kV ca să poată, dacă se rupe un cablu între două posturi de transformare, să poți alimenta în buclă, să nu dureze întreruperea mult, odată și odată trebuie făcută și atunci va fi un deranj. Noi ne bucurăm și dumneavoastră v-ați exprimat acordul în acest sens, urmează să vină firma, noi sperăm după sezonul, adică am cerut să fie asta din octombrie încolo, ca să nu ne deranjeze în perioada de vârf de activitate. Acest deranj este pentru ca noi să avem servicii și să avem utilități mai bune. Și eu vă asigur că nu aș fi eu de acord. Este o aberație de neimaginat că primarul a aprobat. Primarul nu aprobă, Consiliul Local aprobă, da? Eu am venit la dumneavoastră, v-am propus, ați fost de acord cu protecția catodică. Vă spun cu mare sinceritate, nici eu n-am știut că chiar la 100 de metri. Știam că se face un foraj, dar n-am știut că la 100 de metri. Dar probabil că din cauza asta au intrat în panică că se duce, știu, cu forajul prea... Împământarea asta trebuie să fie mai mică de 2 om, vorbim termen tehnic acum, și dacă crește rezistența, nu mai are eficiență. Și din această cauză, forajul trebuie să fie la 100 sigur. De metri. Adică, și acolo se vor pune niște prize de pământ, se îngroapă și încheiem această etapă. Cred că sunteți mulțumiți de răspuns. Vă rog să transmiteți cetățenilor. Mulțumesc. Și acolo pe strada Alunici nu afectează cu nimic. Pe strada Alunici s-a și refăcut, că acolo a fost și deranj, că nu puteai să scoți mașina din curte datorită traficului și acum s-a refăcut și urmează să intre în normalitate. Vreau să vă mai spun că s-a terminat semnalizarea pe toate străzile din Sănic Moldova. Pentru prima dată s-au montat indicatoare de stop la ieșirile pe o stradă laterală. Niciodată aceste indicatoare, în afară de stațiune aici de oraș, unde au existat, mai la vale n-au existat. Iaca sunt pentru siguranța cetățeanului, pentru ca noi să avem o localitate în stațiile de autobuz. Sunt indicatoare cu stațiile de autobuz. Sunt treceri de pietoni noi, s-a terminat marcajul, s-au amenajat anumite locuri de refugiu în stații de autobuz și urmează să instalăm cele 5 stații pe care deja le avem în curtea noastră și o să mai achiziționăm și altele. Toate acestea au ca scop îmbunătățirea calității vieții în localitatea noastră și ușor, ușor o să ajungem și noi o localitate care să difere de satul cu o cărlație din deal, să fim și noi. Ar mai trebui un indicator la intrare în Sănii Moldova. Este indicatorul Sănii Moldova. Deja a început betonul să cadă. Ar trebui totuși să suntem stațiuni. Avem deja referatul de NCR. Avem referatul de necesitate, este aprobat, îl tempuim, îl lăsăm. Am vrut să îmbunătățim vizibilitatea, dar concluzia a fost că mai bine ne concentrăm la DAS, îmbunătățim la DAS, la intrare, la primărie. Ați văzut că am schimbat, acum urmează să vopsim și stâlpii. Am luat panoul ăla cu parcare și am pus stațiunea baloclimatică să ne modăm. Încercăm ușor, ușor să îmbunătățim.
panourile stradale, poate l-ați observat, am început să conștientizăm prin mesajele pe care le transmitem. Că nu stau degeaba, le trebuie de protecție. Și urmează, da, acolo... Ai nevoie de infrastructură, știți că sunt atâtea străzi cu probleme. Da, am discutat și separat și vă asigur deja s-a semnat contractul pentru decolmatarea rigodelor, lucru care nu s-a făcut până acum. Vă spun sincer că nu am avut resurse, dar s-a pornit și achiziția asfaltului. Avem câteva puncte pe care le vom poate reușim. Știți că am ratat, adică am avut o ofertă foarte mare la prima licitație pe care am deschis-o. Acum am mai crescut și noi bugetul și sperăm să ne încadrăm și cu decolmatarea rigolelor facem toaletări de arbori pentru tot așa, pentru vizibilitate, pentru... Avem multe lucruri de făcut, dar treptat să le vom rezolva. Ce vreau să vă mai spun ca o noutate, da? Ei erau la capătul răbdării acum 4 ani, doamna Tudoreanu, pentru că așteptările sunt mari, dar posibilitățile sunt limitate. Ce vreau să vă spun? Săptămâna trecută a fost ședința de pre-CTE la Ministerul Dezvoltării și proiectul nostru de 20 de milioane de RON pentru reabilitare de Dorenț a trecut de această etapă și urmează foarte curând punctul final al acestui parcurs de 2 ani de zile, CTE-ul la Ministerul Dezvoltării. Suntem pregătiți să-l susținem și sperăm să avem aprobare, după care se va scoate la licitație reabilitarea acestor cursuri acestor torenți. Și marele cui al discuțiilor, pentru că sunteți locuiți pe lângă el, de ce trebuie să betonăm fundul râului? Pentru că viteza apei este foarte mare și ar eroda orice zid de sprijin și l-ar răsturna, cum de altfel avem răsturnate zidurile vechi. Dacă mergem pe piciorul corpului, vedem niște ziduri de 2 metri care au căzut în apă, tocmai pentru faptul că viteza apei este de peste 6 metri pe secundă și rupe tot pământul de desubt și după aceea el, când s-a prăbușit, este... Din potrivă, el devine un obstacol, nu mai este o protecție. În sensul acesta, toate aceste lucrări se vor face cu betonarea pragurilor de fund, cu cascade, cu baraje de retenție a aluviunilor. Din această cauză, un proiect de 20 de milioane de RON, 4 milioane și ceva de euro, este greu de susținut, pentru că sunt mulți bani și atunci trebuie să argumentezi foarte bine de ce trebuie să primim acești bani și sunt aproape sigur că vom trece și ultimul pas și vom avea deja condițiile să scoate la licitație. Licitația va face Compania Națională de Investiții, nu avem noi, ei se pricep, știu să facă licitații mari. Noi dumneavoastră ați fost de acord și le-am dat în custodie în terenurile respective ca să termine amenajările. Cam asta am vrut să vă spun, poate ați fost până la capătul drumului național, la camping, unde scrie Sănii Moldova, se termină, până acolo asfaltul este făcut. Încă o dată mulțumesc Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în acest demers și pentru ca să liniștim lucrurile. Toate aceste demersuri au pornit pe data de 6 mai 2000, adică demersuri altele de solicitarea noastră am avut permanent, dar demersul și aprobarea s-a dat pe 7 mai 2020 de către Ministrul Transporturilor, care este la momentul acesta în funcție. Nu este o aprobare dată de nu știu câți ani și astăzi s-a pus în aplicare. Ca să nu avem, să-i dăm cezarului ce este al cezarului, da? Acest guvern împreună cu Ministerul Transporturilor, a asfaltat drumul de la Târgu Ocnea la Sănii Moldova și nu vreau să avem, dacă vreți, vă dau documentele, nu sunt secrete, care au stat la baza acestor demersuri. Și nu avem decât să ridicăm pălăria, cum se spune, să mulțumim și să sperăm, uitați, s-au schimbat parapeți de protecție și ieri și alaltă ieri se lucrează și se vede o îmbunătățire la
acestui drum Târgu Omna Sănic, care este imaginea noastră. Mai rămâne ca și cetățenii să-și mai facă puțin ordine, îi mai încurajăm și noi, îi mai împingem de la spate și sperăm ca împreună să facem ca localitatea noastră să fie mai prietenoasă și să mai ospitală. Și străzile Bălcescu și... Da, Bălcescu este de la Pârchie la deal, l-a pus la asfaltare până la Biserica Catolică. Ștefan cel Mare este în spate la creșă, la cămin, toată zona aceea pe lângă Anele, la fel propus pentru reparații. Și a folosit în fața la cămin permanente, poate. Da, acolo este, așa cum v-am spus, acolo este o zonă în care niciodată n-a fost tratată apa pluvială. Când am avut cod roșu, a fost dezastru acolo. Ca și la noi. S-au inundat subsolurile. Da, sunt unele situații pe care nu le poți preîntâmpina. Când a venit apa, nici nu știai de unde. Dar putem preveni după aceea, să luăm niște măsuri, să nu se mai întâmple. Ne străduim și... Prevenirea înseamnă noi. Păi da, să luăm măsuri, să nu se mai întâmple. Bun, prevenim următoarea posibilă. Am spus că la capitolul ăsta am și eu câteva chestiuni. Vin din partea tuturor agenților economici și cred că n-am stat de vorbă, dar cred că la asta v-ați referit, ca pentru partea în care am stat și n-am produs și care ne-a chinuit toți agenții economici să diminuați impozitul pe terenul clădiri. Cred că la asta v-ați referit la ceea ce a zis în august, pentru că conform hotărârii guvernului, dar în primul rând conform hotărârii prin care Consiliul Local și primarul au competența să fixeze taxele în cadrul localității, am zis să aveți în atenție că nu vor fi suficient bani ca să plătească agenții din două motive. Odată că a fost întreruptă activitatea și a doua oară pentru că încă am început activitatea doar cu jumătate de, adică cu frâna de mână trasă, pentru că foarte mulți oameni au reticența de a veni speriați de ceea ce se întâmplă la aceste televizoare care trebuie să vă spun că sunt mai nocive decât cele de pe timpul Ceaușescu, când ieșea numai Ileana și cu Neculapit, știi, post. A doua chestiune care vreau să vă rog să aveți în atenție, am fost cu domnul de la Urbanism, între intersecția Ion Creangă cu Eminescu, mai e un pic și se rup cele două cămini și nu o să mai poată intra. Acum, până acum a fost în discuții Vila Ioana că plătea mult, puțin, dar acum probabil la spânsul ajutorului dăm drumul la obiectivul celălalt și va fi acolo un complex care va aduce niște bani la primărie și conform legii administrației publice, administrația publică este obligată, deci obligată, să acorde aceste servicii la cei care, întreprinzători. Dar rugămintea este să aibă în vedere că dacă mai e lăsat așa, în curând se va sparge acolo. Eu chiar acum am avut o mașină cu machetă și s-a urcat și mi-a fost frică că o să duc în cămirile alea. Eu vin spre... e o chestie de reparații care ar trebui să facă. Eu nu pot să intervin pe domeniul public ca și făcutul. A treia chestiune este că la prâul Malnaș, pe care eu l-am tot spus, probabil că o parte dintre colegi sau poate chiar primarul au crezut că eu vreau să-mi apăr proprietatea. Sigur că vreau să-mi apăr, că ar fi o ipocrizie din partea mea, zic că nu. Însă acum s-au făcut niște găuri foarte mari și de la Vial de Vila Ioana și mai la Vale și chiar în curte. Vreau să spun că sunt asigurat la Alea Săriac și mie nu mi-e frică. Plus că unde am făcut clădirea nouă, am fost obligat să fac ziduri și într-o parte și în alta, doar că dacă, cum ați spus mai înainte singur, dacă nu vom lua măsuri să betonăm fundul pârgului Marvic, și acum este puțin. Dacă mai lăsăm o dată sau de două ori, va fi foarte rău. Iar acolo ce-au făcut cei care au făcut, că nu vreau să primesc pe nimeni, în față la Flora, este ca și cum ar fi pus o frunză sau un lemn ca să nu vină apa. O făcutea acolo niște indigui, puse pe scândură, ferească Dumnezeu. Este ceva care e ca și cum ne-a jucat cu plastilină. Acolo trebuie curățat. Eu am curățat gura aia la pod cu banii mei, cei de la, cum îi zice,
Chelboș, mă rog, că știți toată lumea cine sunt, am lăsat acolo că eram fundat. Dar mai mult am putut să intru în partea aia, că nu știu acum, e proprietate. Știu că părul e părul. Și în calitate de consilier, m-a oprit familia Vlad, de lângă casa dumneavoastră, să-i sprijinim să rezolvi cu intrarea în garaj. Acum, eu am văzut acolo, este foarte frumos ce s-a făcut, dar omenește ar trebui să ne oprim la colțul lui acolo, că e păcat, omul are garajul și n-are cum să iese pe ulița aia. Poate vă gândiți să vă răzgândiți să luăm și să-i dăm drumul omului, că bucățica aia oricum nu deranjează, cu specificația că trebuie să, că și el zice, domnule, eu înțeleg că trebuie să iei trotuar. Dar eu am zis, doamne, trebuie să te cer și cu privat. Înțeleg că propunerea dumneavoastră este să renunțăm la trotuar pe porțiunea din garaj. Nu pot să dau o asemenea rețetă, că nu sunt special. Da, așa ați spus, că poate acolo facem o... Păi, dacă ar fi garajul dumneavoastră, cum ați spus? Nu, bine. Dumneavoastră știți că mai sus, 50 de metri de acolo, este casa părinților mei? Din greșeală știu. Eu am fost exact în aceeași situație. Și ce să fac oamenii? Și să fac exact ce am făcut eu. În sensul în care... Bun, eu am să în primul rând, recomandați-le eu... să-și pună în legalitate garajul. Pentru că accesul la un având în vedere că are 10 ani de construcții... Domnul, încă o dată. Noi vorbim aici de binele comun, nu de binele individual. Este vecina mea, i-am propus să o ajut cu cheltuiala mea să-și rezolve această problemă. A refuzat. Deci, doar, măi, veni, este vecina mea, copilul de acolo, pe cheltuiala mea. Și a spus nu. Acum vine prin dumneavoastră, prin alții. Mie mi-a spus și vreau să spun. Doamnelor, lucrurile sunt foarte clare aici. S-au amenajat intrări în garaje pe toată Valea Stănicului, ceea ce nu-i rău, sau în curte. Dar, în momentul în care primăria face, repară, că acolo a existat trotuar de multe. Noi copiii și toți știm că am circulat pe trotuar. Dar vreți să vă spun, eu i-am spus clar că nu-i bine că toată apa din stradă sau așa se duce la ei în garaj. Bun, încă o dată. Eu aș vrea să vă asigur că sunt alături de cetățeni și vom găsi o soluție. Dar nu o să scot niciodată cetățenii în stradă 3 metri ca să intre înapoi pe trotuar după aia, pentru că este un pericol public. Dacă el s-a dus pe trotuar de la școala veche până la vale, se duce pe trotuar. Nu e vorba aici de interesul personal, este vorba de interesul public care trebuie să primeze. Și sunt soluții tehnice ca să-și rezolve și problema cu garajul, să rămână și trotuarul, așa cum este. Bun, domnul Munteanu, despre primul punct... Eu acum l-am văzut prima dată. Vis-a-vis, da. Bun, mă așteptam să dați o soluție tehnică, că era mult mai bine. Dar eu vă spun că soluția tehnică este să se facă un acces nou în garaj, completând diferența aia și opriți-vă la mama mea în față să vedeți cum am rezolvat eu problema, am ridicat și porțile și tot și n-am comentat. Este infernal, fiecare se adaptează la strat. Elevația la casa mea a fost de 90 cm și ce deasupra pământului. La ora asta e 40, ca să nu îmi vină din drum apă. Da. A ridicat. Asta e. Dar v-ați făcut treaba. Dar nu v-ați reclamat primăria că... Asta e toate ce fac. Dar eu am spus ce-o zici că... Bun. Și eu am dat soluții de rezolvare. Eu că m-am dat un răspuns cât se poate declara. Foarte mi-am bine, dar eu, aveți soluții... Pe cheltuiala mea i-am propus să o ajut să poate intra cu mașina. Are și o mașină cu o gardă foarte joasă, mai mult fac. La punctul 1. La punctul numărul 1, dar nu este problema primăriei ce mașină vă cumpărați dumneavoastră. Da? Sau dacă vă cumpărați sau nu vă cumpărați. Nu este problema mea. Problema mea este că fiecare cetățean trebuie să aibă voie să intre în curtea lui, dar nu trebuie să deranjeze pe toți ceilalți. Pentru că altfel nu ar făcut nimic. Dumneavoastră știți câți oameni trec la biserică, la deal, la vale, pe acolo sau de la școala veche, la școala nouă. Nu-i ca să discutăm aceasta. Pentru punctul 1, avem în vedere să luăm, să dăm niște facilități, dar în așa fel încât să menținem echilibrul de venituri și cheltuieli la primăria Sălin Moldova și vă asigur că vom veni cu un plan de măsuri care continuă, de fapt, planul de măsuri pe care... Domnule, eu am venit și am spus, dumneavoastră aveți soluție foarte bine, că trebuie să
Bun, în același timp gândiți-vă că eu îmi doresc ca de la, măcar de la podul Șandru de la Cerdar și până în stațiune să fie un trotuar pe care să meargă turiști. Până la Cireșar, măcar de acolo. Pe câți deranjăm noi la garaj în aici? Pe foarte mulți, domnul Munteanu. Nu pe unul. Asta... Păi vedeți? Să vă zic ceva? Haideți să luăm mână. Da, faceți un proiect pe toată Valea și facem cum a făcut Pujor la Dofteana. O venit cu jandarme, cu escavator, o scos tot afară, a făcut cum trebuie. Bun. Și la Părgărești. Proiectul acela dumneavoastră știți că este în curs de... elaborare, dar prima dată am măsurat să vedem câtă suprafață luăm noi de la drumul național în administrarea noastră. Exact, Bujor la Dofteana e el cu el acolo, nu e niciun drum național pe drum. Pe când... Vorba de drumul care duce pe Tecomanești. Acolo, da, făcut rigol atâta. Păi da, dar au fost acolo aia cu ranga. Bun, domnul. Și el a venit cu jandarmi, domnul Munteanu. Trebuie făcut așa. Situația este... haideți să o discutăm. Trebuie să disciplinăm oamenii, sunt de acord. Pe ansamblu. Dumneavoastră, sunteți de acord să lăsăm totul cum este și să nu avem o cale de acces pentru pietoni pe Valea Sânicului, da? Să nu avem sau să... Eu aș veni... Dacă vom face proiectul, îi amenajăm și intrarea pe cheltuiala noastră până la poartă. De data asta, n-am făcut decât repararea trotuarului existent, pe care, dacă îmi permiteți să fac o afirmație, domnul Munteanu, pe care trotuar dumnealui l-a găsit acolo când a făcut garajul. M-ați înțeles? Trotuarul acela exista, cum și trotuarul la mine în față exista, când am făcut intrarea în curte. M-ați înțeles? Adică el n-a avut respect pentru trotuarul care a existat la momentul acela și noi astăzi trebuie să avem o atitudine diferită. Atitudinea este... Îi ajutăm. I-am promis că îi ajutăm. Bun. N-aș vrea. Am lungit discuția foarte mult. Toți cetățenii trebuie să înțeleagă că binele comun trebuie să fie înaintea binelui personal și dacă se întâmplă ca el să nu aibă resurse financiare, ceva în domeniul public, nu în curtea lui, să facă accesul, îl ajutăm, pentru că de asta suntem aici. Să îi ajutăm. Să vină familia respectivă să ceară ajutorul și eu personal și eu personal, dar și instituția pe care vremelnic acum o conduc, suntem deschiși. Așa cum am dat pentru ziduri de sprijin și urmează la ședința, n-am reușit astăzi, dar la ședința viitoare vom veni cu toți torenții ăștia mici, părâiașile astea mici, să le aducem ca și cadastrul la noi și să începem pe cheltuiala noastră de data asta, pentru că noi avem 8 cursuri de afluenți luați în proiect. Dar ceilalți mici ce facem, da? Pe ceilalți mici îi facem din bugetul local câte 10 saci de ciment, câte niște balastru, niște dane, ceva și ușor, ușor toate astea trebuie să rezolva. Deja pe strada Cireșoaia, acolo la intersecție cu lalelelor, deja se lucrează, deja la cimitirul sus, zidul de sprijin de la cimitirul catolic de sus a fost finanțat de noi, cu decolmatările de păi, cu ce faci, urmează să fim în sprijinul cetățeanului. Eu vă mulțumesc și îmi pare rău că ne-am muncit atât de mult, dar ar trebui să dau răspunsul cuvenit.